universitate când mi-am predat mandatul, am spus că viitorul și pentru universitatea noastră este acela dacă știe să pună, să recunoască existența sistemului de asistență privată medicală din țară și să știe să colaboreze în aceeași măsură cu sistemul de stat și cu sistemul privat. Și trebuie încurajat, probabil tot prin lege, ca privatul, și să știți că o fac deja, iau tot cei mai buni. Tinerii care sunt cei mai performanți, pe câte spitale le cunosc eu, nu numai la Cluj, și în Brașov și în alte parte, aleg spuma absolvenților și recompensa materială a lor este similară cu în țările occidentale. Da, cam asta e.